Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de roleplay. Tânărul Ion vrea să devină fermier. Ok, păi am înțeles, de acolo, de la Nea Vasile, o iau la stânga, acolo în spate. Bun, că eu acum am vorbit cu Nea Vasile, mă duc să iau remorca de împrăștia bălegar și numai bine, dacă lăsați dumneavoastră acolo ifronul, apoi după aia ne socotim la bani, ne înțelegem, noi vedem cum facem, că odată ăștia ploi și mi-ar place să arunc acum bălegar pe câmp, pentru că așa dacă plouă intră, trage pământul și e și mai bine. După aia mai dau o tură eu cu grapele puțin în mai împrăștii și rămâne perfect. Poate mă apuc și eu mai încolo puțin peste vreo 2-3 săptămâni să semăn. Apoi hai că acum iau tractorul și vin. O zi bună, să rămână. Pa, pa, pa. Ai de capul meu, numai bine. De să deschid porțile. Numai bine că am rezolvat și cu bălegarul. Am vorbit cu Nea Vasile, au vorbit acolo la Tanti Stella. Așa mi se pare că grajdurile alea cu animale, cu taurii, sale ei, acolo la Tanti Stella și mă duc cu tractorul, apoi după aia mă înțeleg eu cu ea la prețuri, nu știu exact cât o să-mi ceară, dar are bălegar care are o grămadă de tauri, are o grămadă de animale și mă duc să iau bălegar de acolo, de la ea, prefer să-l cumpăr de acolo și să mă apuc și eu să dau pe terenuri, că s-au anunțat ploi și așa e numai bine, dacă îl dau pe teren, îmi intră frumos și mie în pământ bălegarul și după aia mă duc și mai dau o dată cu grapele peste el și am scăpat, numai bine, peste o săptămână, două, mă bag la semănat, pun niște grâu pe teren și așa în vară încolo iau și eu, treier frumos, iau și eu o cultură ca lumea de grâu, câteva tone, mă mai învârt și eu mai fac niște bănișori, că e ca dracu. Și o să trebuiască să mai vorbesc și cu pădurarul sau cu Nea Vasile, să văd dacă îi mai trebuie lemne sau să vorbească el cu pădurarul, că aș mai da o fugă și prin pădure să mai fac câțiva metri ster de lemn, pentru că mi-ar prinde bine. Mi-ar prinde bine că se fac bănișori, dar acum na, nu pot să merg în fiecare zi nici la pădurar, că după aia ăsta se ia de noi, ce zice, bă, ăsta chiar e nesimțit, vine numai când are nevoie, nu vine să mă ajute, nu vine la treabă. Dar eu dacă m-ar chema, m-aș duce cu mare drag la el în pădure să-l ajut la tras lemne și așa. Cred că aici în spate, cu scă de la Nea Ion acolo în spate, cred că pe aici pe undeva e ferma de tauri, da, aici în spate. Dita mai grăjdioiu. Nea Vasile că mi-a lăsat remorca, o văd acolo în curte, că mi-a lăsat-o pregătită, dar nu știu exact pe unde se intră. Cu scă de la Nea Vasile, aici pe la stânga. Pe aici nu cred că e nicio intrare, nu? Nu, aici intru aici la fabrică. Dar e mă temeu că e prin cealaltă parte. Aici să fie vreun drum și să nu-l fi văzut eu. Nu că aici văd că e câmp. E mi-o scris pe acolo prin spate. De la Nea Vasile o faci la stânga. Aici văd cultură, aici nu văd nicio intrare. A, gata, bă, uite aici. Am crezut că pe aici intri în curte, aici la oamenii ăștia, că văd că sunt muncitori. Aici trebuia să o iau eu la stânga. Și după aia următoarea la stânga. Vai, mamă, ce drum e aici. Uliu, se cunoaște că e drum din ăsta de țară. Aduce la grajd. Mi-a lăsat aici femeia uscare și ifron. Nu știu dacă e pe aici Tanti Stella. O să claxonez să văd dacă iese cineva. Poate s-o duc la celălalt graj, că mai are grajduri, mai are și oi, mai are și ușor numai să nu iau un colo în vale să mă răstorn cu tractorul. Aici ar fi putut pune ceva, că dacă nu știi, te vii și te duci cu roțile în sus. Mamă ce tauri frumos și are. Bun, deci de aici, nu nimic, că eu îmi iau bălegar de aici și apoi după aia mă înțeleg eu cu ea. La câte remorci am dus, vedem noi care și cum e prețul, văd care aici bălegar, să dau pe toate câmpurile de le am și să dau și la vecini dacă vreau, că este bălegar mult. Lăsa-și Nea Vasile remorca asta aici, mai era un pic și-o băga în gard. Nici nu mai trebuia mult și-o băga direct în gard și Nea Vasile. O lăsat-o perfect, dar nu știu unde-i moșneagul, că îi pleca, nu știu pe unde mi-a zis. Ia să leagă frumos remorca, să o agăt, să văd ce e aici. Toți, mama, măti, eu, gata. Bă, văd că s-o cuplat. Auliu, e cam mărișoară, dar eu mă gândesc că se descurcă universalul meu cu ea.
Nu o să o încarc nici foarte exagerat acum să, să crape roțile, dar o să o încarc așa ușurel să văd cam, cam cum se comportă universalul ăsta. Ar fi culmea acum să-i crape și motorul ăsta sau să se strice, că drept că m-am scos. Am două tractoare și amândouă sparte, după aia sunt, drept că sunt cel mai, cel mai bun de aici din sat, cel mai bun fermier devin eu. Utilaje multe și toate stricate. Atât, cred că e perfect. Acum, mă, cred că ar fi mai ok să-l opresc. Auleu, și văd că s-o și nora de ploaie. Auleu, ce negure e acolo, bă, acum sper să nu mă prindă ploaia. Fix acum când mă apuc eu că de plouă și am intrat acolo pe... Și am intrat acolo pe teren, acolo rămân împotmolit. Nu mai am nicio șansă să ies. Fai, mamă, că aici sunt numai 4 fiare și 2 butoane. Bă, tași că a luat-o. A luat-o, îi pornește și girofarul frumos, chiar dacă suntem... Chiar dacă sunt... Mamă, ce se duce hidraulicul ăsta la ifron. E cam vechiut și ifronul ăsta, na, da. Bă, e bine că mi l-a lăsat femeia, că dacă nu trebuia să mă duc pe la primărie să cer vreun utilaj să încarcă, eu oricum nu puteam să... Nu puteam să încarc cu... Nu puteam să încarc că celălalt tractor l-am stricat, plus că nici n-am cupă la el. Hai că poate o cupă găseam pe la cineva. Ouliu! Se balansează rău ăsta. Poate vreo cupă găseam pe la cineva, da? E bine că mi l-a lăsat. Așa. Ai, nenicule, e bine, mi-a zis că are și... Mi-a zis că are și 4x4 ifron, în caz că... Eu nu știu dacă pot să-l activez eu sau vine direct. Sau vine direct activat. Hai tu, mama, mate, eu. Și să-l activez. Bă, nu știu ce mama lui are, bă, că se blochează aici hidraulic. Abar n-am, am văzut că se blochează hidraulicul aici, păi. Nu stau eu acum să repar utilajele, dar nici nu vreau să zic că l-am stricat eu după aia. Nici așa nu-mi convine. De asta trag și eu cu ochiul să văd care și cum e, care și cum e situația, că nu vreau să-mi aud vorbe după aia. Bă, ți-am lăsat utilajele și mi le-ai stricat. Op, trebuie să merge și ușurel, că eu cred că cupa asta e cam exagerat de mare pentru el și se cam ridică de spate ifronelul. Op. Așa de mers, văd că merge, are turație, că doar e fier, e românesc. Mama lui, dacă nici ăsta nu merge, atunci care mama lui să meargă? Ușor, încă ocupă. Bă, nu știu, nu cred că mai pun, gata. Nu cred că e suficient, că văd că s-au lăsat și roțile destul de mult. Dar le-au și las aici frumos parcat, ca să nu... În caz de ceva, că plouă sau așa, să nu fie pe acolo prin bălegar, să nu mai poată scoate. Și las cupa asta în sus, că așa o să ies eu mai bine din el, că vai mama lui să ieși și pe aici prin față. Aoleu, girofarul să-i opresc. Mai vine femeia și nu mai pornim ifronul. Uliu, și cerul e nasol. Și cerul e cam nasol. Acu să vedem dacă o pot lua de pe loc. Hai, nenicu. Bă, merge ăsta, n-are niciun stres. Merge, n-are niciun stres, 650. E tare, bă, dar bine că l-o și pus la punct. L-a și pus la punct omul, că le cumpără, nu doar le vopsește și le face frumoase. S-a ocupat și de motor, o zic că și motorul e bun, pus la punct tot frumos. Și se cunoaște. Dă cu un pic de fum negru acum, cred că e normal, că e în sarcină și trăgând atâtea tone în spate, cam băgat. 11 tone cred că am băgat de bălegar pe remorcuța asta, cam așa, vreo 11-12 tone de bălegar. Pof! Îs câteva tone, după un universal 650, îs câteva tone, bune. Dar văd că se descurcă destul de bine deocamdată pe aici, pe asfalt. Nu știu, popa ăla, trebuie să-l sun pe popa, că văd că nu mai zice nimica.
Nici de bani, nici că i-am arat, nici că i-am descuit, nici că i-am făcut terenurile, nu. Văd că nu zice nimic de câteva zile. Aoleu, tu-i bade, nu măsi. Bă, că nu zice nimic ca pop, acum nu știu, face pe prostul, oare nu avea bani sau... Mama lui, nu știu, că văd că nu zice, văd că nu zice nimica. Și abia să văd eu de unde încep. Bă, se vede cam, se vede un pic umed. Aici oare să fi dat ploaia? Că tare mi-e frică să mă bag dacă o dat ploaia. Nu știu, zău. Nu se vede umed. Un pic așa, da. Nu eu, nu cred că o ploua, că poate o ploua pe aici prin... Pe mai sus, în timp ce încărcam eu acolo bălegat și acum e înnorat. Poate o dat vreo 2 stropi de ploaie. Așa. Acum de să văd eu, zis Nea Vasile că pe roșu îi ridice... Îi ridici trampa în sus. Hidraulic, frumos. Pac. Așa. Și acum bag frumos. În viteză și cuplez. Aia e. Perfect. E perfect. Mă duc acum ca Barosan. Și mi-au zis să mă duc mai tărișor. 17-18 la oră, zic că e... O să e suficient pentru la cât aruncă remorca asta și cum merge, cam asta ar fi... Cam asta ar fi idealul. Să nu mă bag nici aici în câmp la om, că... Nu știu dacă e... Oare e recoltat? Da, e recoltat aici, să nu-i stric cultura la om. Că nu-i frumos. Nici mie nu mi-ar place să-mi intre cineva pe... Să-mi intre cineva pe teren. Așa. Am frumos cu spatele. Op! E să n-arunc un pe drum, dar curios cum rămâne bălegarul, cum îl împrăștie. Mamă, dar îl face ferfeniță, bă. Îl face ferfeniță. Poa! Ăsta nici nu mai trebuie să mai trec eu cu grapa peste el. Acum dacă dă o ploaie rămâne... Hai de capul meu, rămâne perfect. Nici nu mai trebuie să mai trec eu cu grapele peste el. Îi bag viteză. Îi bag viteză ca să-l termin cât mai repede, că... Vine doamna ploiță. Nici nu știu cât am pe o remorcă din asta să dau. Acum o să-mi trebuiască. Op! Când nu vină vreo mașină să-i bag vreo una. Acum o să-mi trebuiască câteva... Câteva tone bune de bălegar, da? Noroc că este acolo. Are tanti Stella la bălegar. Vai, mama. Are bălegar cât să dea pentru tot. Pentru tot satul. Da, și când scoate o cultură de aici de grâu. Vai, mamă, mamă, mamă. Cu îngrășământ, cu tot ce trebuie frumos. Facem frumos ca la carte. Da. N-a ce-am făcut și eu. Lasă că se îndreaptă, că-i bălegar peste bălegar. Nu strică că doar e îngrășământ la pământ. Nu se strică asta. Cu cât mai mult, cu atâta mai bine. Și noroc aici câmpurile, am văzut că în satul ăsta sunt destul de fertile. Pământul chiar e foarte fertil și are o fertilitate bună ca lumea. Și merită, merită. Ei dat un pic de îngrășământ, după aia dai puțin erbicin, mai dai ceva de gândaci, dacă pui cartofi și din astea și merge treaba strună. Adică oamenii văd că sunt destul de mulțumiți cu culturile pe care le scot de pe terenuri. Că nu-i rău solul chiar deloc și e chiar pământ negru așa ca lumea. Ia să o iau aici frumos cu dreapta să fac și colțul ăsta. Dacă tot am început așa să fac cum făceam la Italia. Așa. Op. Îi mai dăm o tură, nu știu cât bălegar mai am, că acum văd că se simte tractorul destul de ușurel, merge destul de bine. A, mai am puțin bălegar aici în el. Nu credeam că se consumă mai mult, mi s-a părut la început că se aruncă mai mult, da? M-am păcălit cumva, cred că mai am să mai dau și pe celălalt teren. Că o zis Nea Vasile că mi-l lasă mie.
Acum, eu nu i-am mai zis nimic, n-am mai vorbit cu el, dar mă gândesc că rămâne tot așa cum am făcut pactul. Că mi-l lasă mie terenul, să-l folosesc eu și așa și să-i dau și lui de acolo câteva sute de chile de grâu, grăunțe sau ce-i pune eu pe el. Acum nu știu dacă nu s-o, dacă nu s-o schimba moșneagul, că și ăla când îl ia nebunia, când îl prind nebunile la cap, îi nasol cu el. Ba, uite, ba, vorbește când e biat, ba, nu știu ce și... După aia, na, e mai greu să te înțelegi cu el, că poate o zice, bă, de ce l-ai făcut, că vreau să-l dau altcuiva sau vreau să-l fac eu, așa că o să trebuiască să-l sun înainte să mă apuc, să dau cu bălegar și pe celălalt la teren, să-l sun să văd, mi le lasă mie, nu mi le lasă, poate dacă vreodată o să vrea să le vândă, că noi avea bani, îi dau și bani pe ele, sau dacă vrea să-i dau așa banii cu țărâita, în fiecare lună câte vreo doi, îi dau și așa, ca și cum aș da la bancă. Numai să vrea să le vândă, că și ăsta e plin de draci, ia Vasile ăsta. Când vorbește una, când vorbește alta, când le vinde pe toate, când nu-i mai trebuie nimic. Când după aia vrea să-și mai cumpere utilaje, să mai apuce de treabă, să mai cumpere câmpuri, când îl ia nebunia și pe ăla. Când îl prinde nebunia, nu mai ai cu cine să te, nu mai ai cu cine să te înțelegi. Am lăsat o dungușoară aici. Și una pe cealaltă margine, dacă mai am puțin bălegar, le iau și le fac și pe astea, ca să nu rămân așa și o să mai încarc o remorcă, că mai am bucățica asta mică, petecul ăsta de aici de lângă popa, că ăsta e tot a meu. Și după aia îl sun pe Nea Vasile, dacă nu vine ploaia, să văd ce zice de celălalt ogor. Mi-l lasă mie sau nu mi-l lasă mie, că văd că bălegarul s-ar putea să-mi ajungă până aici la capăt. Aoleu, gata, s-o termina, că aud cuțitele, că bat unele în altele. Ia să vedem dacă o rămas curată. Perfect, mama, aruncă lanțurile alea, tot nici nu s-au înfundat, nici nimic. Și bălegarul ăsta, băi, foarte curat de la Taur, deci de la Tanti Stella. Să o iau, să o închid. E foarte curat, adică are și paie, are și baleg, are și, dar e curat, nu e așa ca să se înfunde sau cu oațe de balot sau așa, e chiar foarte bine pus acolo și foarte curat. Și e bun, e bun că uite, să faci treaba ca lumea cu el. Mă duc să mai încarc o remorcuță, să mai aduc să arunc și pe celălalt teren. Iar noi ne revedem în următorul clipuleț. Sper că v-a plăcut clipulețul. Bineînțeles, dacă v-a plăcut, uitați să apăsați acolo pe butonașul de like, să dați un share, un subscribe pentru cât mai multe episoade din seria asta frumoasă de roleplay, că am văzut că vă place foarte mult. Așa că, astea fiind spuse, eu am fost Visogame și până data viitoare, v-am salutat. Pa, 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 pa.